Accidente extrem de grave în Arge și la Mărăcineni, un bărbat de 58 de ani a fost spulberat chiar pe trecerea de pietonii și a murit la scurt timp după incident. Alte șase persoane, printre care și doi copii, au fost grav rănite într-un alt accident produs pe raza Comunei Băilești. Primul incident s-a petrecut în localitatea Mărăcineni. Un bărbat de 58 de ani a fost lovit mortal în timp ce încerca să traverseze strada. Șoferul care a produs tragedia este un bărbat de 44 de ani din Pitești. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii vor face verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Un alt incident grav a avut loc într-o altă localitate din ciudețul Argeș, acolo unde două mașini s-au ciocnit violent în comuna Băilești. Într-una dintre mașini se aflau 5 persoane, printre care și doi minori, în timp ce în celălalt autoturism se aflau șoferul și încă un pasager. Șase dintre persoanele implicate au fost rănite și au avut nevoie să fie transportate de urgență la spital. Șoferul uneia dintre mașini, un bărbat de 33 de ani, a fost rănit cel mai grav în urma impactului. Bărbatul de 33 de ani s-a ales cu politraumatisme, iar celelalte victime au din fericire leziuni superficiale.